Uite aici. Acum registrăm noi acum. Suntem în Alba Iulia, la Hotel Tara, unde autoritățile locale au instituit locul de carantină pentru persoanele suspecte ca fiind infestate cu așa zisul coronavirus. La solicitarea domnului Raul Nicolae Coltor ne-am deplasat aici și am avut o discuție astăzi cu autoritățile locale să întrebăm de ce îi dețin aici în condițiile în care sunt. Pentru că condițiile în care sunt, probabil unii le știți că ați fost, două săptămâni n-ai voie să ieși din cameră. Deci oamenii ăștia sunt ținuți efectiv într-o cameră închiși cu cheia pe din afară, n-au voie să părăsească camera. După cum vedeți, asta este ușa. Dacă vreau ceva, trebuie să bat în ușă. Aici mi se aduce mâncarea. Camera asta are undeva 3 metri lungime, poate cu 2 lățime. Am fost cazat într-o cameră în care, uitați, fire de păr, de femeie, baia, este o baie, zic eu, nu pot să stau de miros, trebuie să ies. Mă simt slăbit, nu pot să dorm noaptea, mă trezesc foarte des, mă doare capul, nu am poftă de mâncare, efectiv, bag în gură câte puțin, doar ca să pot să duc mai departe zilele astea. În rest, oamenii de aici, de la hotel, mărturisesc, se poartă foarte bine cu mine, dar mi se pare total nedrept ca să fiu păzit în continuare de mașină, de jandarmi, mașini de jandarmi, pentru că sunt mai multe aici, nu știu că exact câți jandarmi sunt, dar cel puțin două mașini sunt tot timpul. Nici nu știu ce să vă mai spun, pentru că efectiv nu pot să gândesc limpede. Mă doare capul. Mă doare capul de la toată această situație și nu înțeleg de ce mi se întâmplă atâta timp cât am făcut totul corespunzător legii. Vă mulțumesc frumos pentru gândurile bune care mi le transmiteți. Nu sunt în cea mai bună formă în momentul de față să vorbesc, motiv pentru care o să închei aici acest video. Acest mod de a trata oamenii încalcă în mod grav codul penal. Deci articolul 205 din codul penal vorbește foarte clar de lipsirea de libertate. Vorba de lipsirea de libertate împotriva voinței tale. E mai mult decât atât, în momentul în care ești închis într-un spațiu, fără să ai posibilitatea nici măcar să ieși în curtea de aer, cum au, de exemplu, cei care sunt în detenție. Asta se numește tortură. Deci tortura este și ea prevăzută în codul penal, la articolul 282. În condițiile în care, în România, care se numește stat de drept, nu mai ai dreptul nici măcar să ieși din propria casă, sau aici nici măcar nu e vorba de propria casă, ești într-un spațiu străin, neprietenos, și ești tratat pur și simplu ca pe un ciumat, noi nu mai putem vorbi de drepturile omului că sunt respectate în România. Aici este vorba de un genocid. Astăzi noi am făcut o prângere prealabilă pentru, nu numai pentru Raul Coltor, pentru toți cei care sunt, au fost și sunt în situația lui, reținuți fără voia lui, prin forță, printr-o așa zis lege. Lege care de fapt este ordonanța aceea celebră de guvern, numărul 1 pe 99, care a fost modificată și care s-a declarat ca fiind o stare de urgență. Și pe care Curtea Constituțională a găsit ca fiind la câteva articole fundamentale neconstituțională. Mi-a spus că am venit pentru Raul Nicolae Coltor pentru că am fost sesizați că s-a încălcat legea și drepturile lui de cetățean. Și acum am solicitat pe cineva de la DSP să vină să vedem în ce condiții este reținut aici și de către cine. Să avem o discuție cu dumneavoastră, dacă dumneavoastră reprezentați în acest Consiliu DSP-ul, modul în care sunt deținuți cei care sunt care... În ziua de
ziua de astăzi, da, eu reprezint și sunt destul de ca modificat la voastră. Să-mi spuneți numai, puteți dumneavoastră să vă deplasați aici? Venim noi unde sunteți dumneavoastră, la centrul acel de comandă? Să mă deplasez pentru că sunteți un serviciu de permanență și nu pot să plec de aici. E în regulă, venim noi la dumneavoastră atunci. Stai, că mă ajut de aici, să vedem. Și ne așteaptă. Da, pot să coboare. Da? O să vă știți ce vă rog. Nu aveți acces cu cameră video în unitate. Vreau să lăsați camera afară. Drepturile fundamentale ale românilor, care sunt stipulate foarte clar în Constituția României și în toate declarațiile, Declarația Universală a Drepturilor Omului, în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și așa mai departe, în toate actele la care România de fapt este parte, deci le-a semnat și le recunoaște, să o mai facă și în fapt. Dar în fapt ea nu există.